Un bărbat în vârstă de 71 de ani, bolnav în fază terminală, a murit după ce s-a aruncat de la etajul 4 al unității medicale din Baia Mare, unde era internat. Bărbatul de 71 de ani era diagnosticat cu o tumoare malignă în fază terminală. Acesta nu a mai suportat lupta cu boala grea și a recurs la o metodă de sinucidere. S-a urcat pe geamul de la etajul 4 și s-a aruncat în gol. Nenorocirea care s-a bătut asupra dânsului, nu se alimenta în ultimul timp și, din păcate și regretabil, a luat această decizie. Echipajul SMURD, sosit la fața locului, nu a mai putut face nimic pentru bărbat. O anchetă internă este acum în desfășurare pentru a stabili cum a fost posibil ca bătrânul să-și ducă planul la îndeplinire. În loc să se pregătească de sărbători, acum familia bărbatului se pregătește de înmormântare.